Shang-Chi de James Clavell. Practic o carte autobiografică, pentru că a fost vizionier la japonezi în al doilea război mondial, autorul. Și vă dați seama, japonezii în cultura lor nu exista conceptul de a te preda inamicului. De aceea îi tratau extrem de prost pe prizonierii pe care îi luaseră în al doilea război mondial. Pur și simplu nu înțelegeau. Lor li se părea că este o rușine atât de mare să te predai, să nu lupți, să nu mori pentru cauza pentru care lupți, încât considerau că cei care se predau sunt sub oameni. Nu, și-au au renunțat la drepturile și calitățile pe care le au ca om. Și de aici s-a ajuns la un regim foarte dur de detenție, descris în această carte, foarte interesant atât din punct de vedere documentar, cât și din punct de vedere al personajelor, foarte colorate, cât și a acțiunii. Gândiți-vă, sunt europeni sau americani, prizonieri la japonezi, da, într-un lagăr destul de mic, în care sunt forțați să muncească, au foarte puțină mâncare, practic la un moment dat când reușea cineva să pună mâna pe o nucă de cocos, wow, era extraordinar, pe aia duceau prin contrabandă în lagăr și era extraordinar pentru că îți dădea vitamine, îți dădea minerale, da, te ajuta să supraviețuiești. La un moment dat totul însemna supraviețuire, gândiți-vă că ani de zile ei nu aveau de-a face, nu aveau femei în jurul lor deloc, erau slăbiți, existau adevărate conflicte personale între ei, care ajungeau la războaie interpersonale între ei acolo în grupul acela mic, totuși. Existau un american care reușise să facă un fel de piață neagră extraordinar. Putea să aducă orice, absolut orice. Și incredibil cum reușea să facă chestia asta, era urât de unică. Uite bă cum se descurcă tipul ăla, era iubit de alții pentru că reușea să îmbunătățească cumva viața unora din camping, auzi, din lagăr. Existau alții care ei, în mintea lor, credeau că luptă împotriva japonezilor, în continuare sabotând tot felul de lucruri. Fiecare e extraordinar. Se vede că a trăit chestia asta, autorul. Se vede patina de realitate. Dacă vă place, vă recomand următoarea carte, cea în care veți găsi cel puțin încă două dintre personaje din această carte. Nobila casă de James Clavell.